Păi, dar ce de te bătăi așa? Fac pipi! Păi, dar du-te, bă, de te pișă. Pe asta-i, bă, că ți-ești curată, că nu știu unde dracu să mă duc la baie la femei sau la baie la bărbați. Du-te pe hol la comun și fă-n chiuvetă, că nu se supără nimeni. Vă spun cu toată sinceritatea, mă gândesc la 1 milion de lucruri acum. Cum ar fi? De exemplu, când copilul meu o să se ducă la școală și o să facă o boacănă, învățătoarea o să-i spună să vii la școală mâine cu unul dintre părinți. Așa. Și copilul ce o să răspundă? Cu care doamna învățătoare? Cu mama sau cu mama? Să mă rog, mama, dacă nu m-am săturat de viața asta. Bă, tu trebuie să înțelegi un lucru, mă, mâncate și pe ăsta. Noi te știm de atâta vreme. Noi o să te iubim oricum. Mersi, Robita. Auzi, bă? N-ar râși tu la frații tăi stânii? Ce, mă? Alune, arată mâșnou un pic așa, că arată bine de top în hainele alea. Arată un pic așa. Dați-vă, mă, dracu, de unde să dați ce viți? Aici v-a apucat turbarea câinilor. Nu aici să ne arăte acasă, dar zic, ne arăt. Bă, duceți-vă, dracu, de bolnav, nu vă arăt nimic, mă, ce ți le poți să ți le mele, iau. Gata, calmează-te, dar nu mai fi așa rușinos să mă ieși cu mă. Dar nu, că nu e vorba de rușine. Bă, dar ne știm de... Ce dracu, ai să zic că o să bălim acum la sânia care, apropo, mâncate și curată, chiar și sub hanoracul, arată absolut splendid. Băi, terminat, ți-vă dracu, că plec să moară mama! Adi, mă, ho! Ce ți-vă dracu? Vom alune. Auzi, da... Nu ne și nouă, p***s, da? Stai mă la un loc, hai. Glumea. Hai să privim partea pozitivă, nu? Care? Uite, de exemplu, eu nu o să mai fac niciodată prost. De ce? Acum ești proastă. Bă, serios vorbind acum, noi trebuie să-i dăm o judecată pe ea de la spital, că e caz mare ăsta, îmi luăm o tonă de bani, e caz de malpraxis. O caz de mal, one. Am încercat și eu. Serios, chiar trebuie să-i dăm o judecată pe ăștia. Eu știu oricum un doctor super bun așa pe de-astea medicale. Și îi dăm o judecată de-ai, dar n-ai cum, mă, să-ți bagi joc așa de un om în ultimul hal. Nu? Roberte, mai ești cu noi, mă? Da, nu, mă gândeam că vine o martie și nu știu să iau. Cui? Ție. Fac picioarele, fac picioarele, dacă mai știu ce-ți mai fac cu viața. Bă, Malone, gata, mă, gata, da? Eu înțeleg că acum tu ești, cred că ești... Ești așa, ești pierdută în mintea ta, e, nu știi pe unde s-o mai e, așa, ești fragilă, ești fragilă, nu? Sunt că nu mai știu de Paul, adică eu... Știu, știu, că-s eu mai super girl, e super girls, don't cry. Da? Haide, gata. Da? Şi, gata, gata cu plâng, gata. Gata, da? Tu trebuie să-ți dai seama dacă noi suntem aici, da? Nu mai fi așa, gata, gata. Aoleu! Băi, hai, bă, bă. Dintai țâțele, să moară familia mea. Acum nu ne mai fierbe zi, dar care dintre noi îți place mai mult? Ești, bă, dragă. Stai, mă, hai, mă, Malone, Malone! Malone! Ce dore cu ți-ai luat paltonul ăla pe tine, mă, mâncate și curată? Ăsta-i palton, prostule? Ăsta-i baron Zaider, habar n-ai tu te dar băi, morții lui ciofiele, ce ți-ai luat pe tine? Ca să nu se uite toată lumea la sânii mei, să nu se uite toată lumea la toate alea. Păi și de ce te-ai dat, mă, cu ruși, cu fără cu astea? Păi și ce voie, să ies așa oricum din casă? Da. Păi, din informațiile pe care mi le-ați adus, este o formă destul de evidentă de malpraxis.
cu consecințe grave asupra doamnei. Domnule, domnule, că să moară mama dacă mai pot! Să știți că încercăm pe toate căile să evităm un proces care nouă nu ar face decât să ne păteze imaginea. Iar victimei, de asemenea, se aducă de servicii de imagine. Suntem perfect conștienți de regretabila eroare făcută și suntem deschiși, foarte deschiși, unei negocieri care ar putea remedia acest prejudiciu. Ce cauză, mă? Subtitrare! Să știți că ați vorbit foarte frumos. În afară de victimă și proces, n-am înțeles mare lucru. Vreau să vă spun... Și nu exagerez cu absolut nimic, că nu-mi stă în fire și nu-mi stă în caracter și nu sunt vreo falsă. Știți cât de greu este unei femei să stea cu jumătatea ei în astfel de de situație? Ce fel de inconveniente ați întâmpinat, stimată doamnă? Morale, fizice? În primul rând, eu, femeie serioasă, la locul și la casa ei, care dacă mint să zică oamenii ăștia de mă cunoaște, a trebuit să-mi schimb orientarea sexuală ca să fiu intimă cu soțul, cu soția, că nici nu mai știu. Deși să nu vă spun cât de greu îmi e la mine în casă. Până săptămâna trecută, soțul meu făcea duș în 3 minute. Acum stau la coadă. Îi ia mai mult decât îmi ia mie. Abuzează de cosmeticale. Îmi lărgește pantofii. Îmi ia sutienul fără să-mi ceară voie. Așa faci, mă? Copilul, când se uită la el, întreabă unde-i tati? Sunt dărâmată. S-a așa de zguduită la nivel moral. Cât de zguduită? Cam de 30.000 de euro daune. Bun. Atunci, haideți să nu mai zguduim. Clienții mei înțeleg și încearcă să remedieze această situație. După cum vedeți, domnule mediator, sunt suficiente argumente ca să catalogăm această eroare medicală ca fiind una cu consecințe extrem de grave. Da. Da, am luat la cunoștință toate declarațiile dumneavoastră și sfătuiesc partea vinovată să se înțeleagă cu doamna. Domnul. În speță, spitalul trebuie să se angajeze la plata unor despăgubiri către dumneei. Dumnealui. Așa. Iar spitalul trebuie să facă toate demersurile pentru ca intervenția chirurgicală să fie în sensul reparării și revenirii la normal a pacientei. Pacientului, scuzați. Dacă nu cădeți la un acord, vă veți înțelege în instanță. Lasă că mai vorbim.